Vineri, la sediul Complexului Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță Galați a avut loc vernisarea celei de-a 22-a ediție a expoziției temporare Expo Flora Florii la malul Dunării. Manifestarea cu tradiție pentru secția Grădină Botanică încă din 1994 reunește instituții publice și firme private de specialitate, care prezintă publicului noutăți din domeniul horticulturii și botanicii, ultimele varietăți vegetale obținute și aranjamente florale deosebite. Pentru realizarea acestei grădini botanice a fost o activitate extraordinar de grea. Au fost consumate multe nopți pentru conceperea acestui proiect îndrăzneț. Au fost consumați mulți ani pentru plantarea tuturor plantelor pe care le vedeți în grădina botanică. Motiv pentru care spun eu că trebuie să ne mândrim, pentru că toată munca care a fost depusă se vede în fața dumneavoastră. Putem să vă prezentăm nu numai colecțiile care sunt prezentate în interior, dar și 18 hectare în exterior, cu frumoasa colecție de trandafiri, cu axul central cu floră ornamentală, superbul sector de flora și vegetație a României. La cea de-a 22-a ediție Expo Flora, secția Grădina Botanică Galați a pregătit un stand cu totul special în care au fost îmbinate elemente arhitecturale peisagistice ce compun ambientarea în miniatura unui parc dendrofloricol. Expoziția este cu vânzare, pornind de la simple buchete, răsaduri, ghivece florale până la arbori și arbuști ornamentali. În urmă cu 22 de ani s-au realizat primele plantări când pe această suprafață, chiar și în acest loc în care noi vorbim, nu era absolut nimic. Ba mai mult, a trebuit prin efortul nostru să reușim să pornim de la pământul vegetal adus și apoi, bineînțeles, puieți, arbori, arbuști ornamentali pentru a crea un loc de vis cu care să ne mândrim. Expo Flora va putea fi vizitată până duminică. Programul de vizitare la Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță Galați în perioada expoziției este următorul. Vineri de la ora 10 până la ora 18, sâmbătă duminică de la ora 10 până la ora 20.